Specificul dacă anesteziezi nu mai ai pe ce să lucrezi și atunci e important să lucrăm cu blândețe, să nu uităm pe resursele pe care le are clientul. Bună și bine v-am regăsit la un nou vlog. Pentru astăzi am început deja de câteva ore vlogul, pentru că v-am filmat eu un pic de dimineață din activitățile pe care le-am avut, însă nu am găsit deloc răgazul pe ziua de astăzi să vorbesc cu voi și abia acum apuc să vă spun așa câteva vorbe. Este seara, acum, după cum vă spuneam, o zi de sâmbătă, dar oricum nu cred că are mare importanță, pentru că oricum o să treacă ceva timp de când voi posta acest vlog. Vreau să mai facem așa un vlog în care să vă mai arăt una alta, ce s-a mai întâmplat, ce mai fac eu, bineînțeles pregătiri pentru școală și alte lucruri de genul acesta. Tocmai ce vin de la tuns, mi-am schimbat un pic așa look-ul, nu știu de ce, dar de când m-am tuns ultima oară în septembrie, un pic mai scurt, parcă a început să-mi placă din ce în ce mai mult cum mi se aranjează părul așa cu o tunsoare mai scurtă. Este și Cleo aici lângă mine, care vrea și ea să vă salute. Așa. Și cam astea au fost activitățile pentru weekendul acesta. În principiu mi-am dorit să... Bine, mai e și mâine o zi, dar cam știu ce o să se întâmple și asta am vrut să vă arăt și vouă cumva. Și anume, de dimineață v-am filmat eu niște cadre. Particip la un curs de formare. Este un curs dedicat cadrelor didactice, organizat de Asociația Catarsis. Este un curs ce se desfășoară online. M-am bucurat tare mult când am auzit că este și curs online. Cleo s-a urcat acum sus. Și uite așa am revenit eu să filmez peste câteva zile. Deja au trecut câteva zile de când vă povesteam eu ce vă povesteam ultima dată, că nici nu mai știu ce v-am zis când am pornit vlogul acesta, pentru că, după cum v-ați dat seama, se urcase Cleo pe frigider, a început să joace cu magneții și nu m-a mai lăsat să filmez. Așadar, reiau astăzi, astăzi fiind o zi de luni, oricum aveam de gând să țin vlogul pe mai multe zile. Între timp s-a finalizat și cursul despre care tot încercam să vă povestesc în filmarea trecută. Cursul organizat de Asociația Catarsis, cursul pentru cadrele didactice, un curs bazat pe managementul furiei. Sincer, a fost foarte interesant. Doar weekendul acesta s-a desfășurat cursul online, după cum am mai menționat puțin înainte, și a fost un curs extraordinar de interesant. Deci, doamna formator este un om atât de interesant și ne povestea lucruri atât de frumoase, încât, sincer, o să fiu, m-am simțit ca la terapie în zilele acestea de weekend, numai ascultând-o. Deci mi-a plăcut tare, tare mult cursul acesta și îmi pare foarte, foarte bine că l-am făcut. Acum mai avem de trimis ca un fel de temă, un portofoliu în care să includem practic ceea ce am învățat noi în aceste zile și bineînțeles că o să mă ocup și de acest lucru. Iar pe lângă curs, weekendul meu a fost destul de plin ca întotdeauna. Bineînțeles, am pregătit materiale pentru școală, am mai avut una alta de făcut, câte un proiect de lecție. Uite așa a trecut weekendul și n-am mai apucat să filmez nimic. Iar astăzi este luni deja și eu am venit de la școală, am avut o zi mai scurtă astăzi. Și mă gândeam să vă arăt și vouă ce noutăți au mai ajuns la mine în ultima vreme. Ah, apropo, a trecut weekendul pe lângă mine, dar degeaba, așa nu a trecut. Am apucat să fac și niște poze pentru campaniile pe care le am acum în perioada aceasta. Sunt două la număr, una cu un parfum de la Avon pe care l-am chiar aici. L-am încercat deja, sincer o să fiu, și miroase genial, e fix mirosul meu, e un miros așa dulce. Are magnolia ca note de vârf sau ca note de mijloc, să nu greșesc, dar oricum se simte puternic din punctul meu de vedere, sau cel puțin pe pielea mea. Magnolia, ambra, se simt foarte, foarte bine. Acesta este parfumul, să vă arăt sticluța așa un pic mai aproape, se numește Today, Tomorrow, Always, The Moment. Acest parfum nu este nou la Avon, adică în sensul că mai are alte variante, această variantă este nouă, este îmbunătățită. Este o apă de parfum, imediat să vă arăt și sticluța, căci este una tare minimalistă, dar foarte elegantă în același timp. Cam așa arată, sper că n-am lăsat eu amprente acum pe sticluță.
E foarte elegantă și foarte drăguță, iar mirosul e unul foarte, foarte... Nici nu știu cum să-l descriu, pentru că este atât de domnesc, așa mi se pare mie. Și mă bucur tare, tare mult că pot să-l testez și că mă bucur și eu de această variantă. Bineînțeles, știți deja, campaniile mele sunt majoritatea desfășurate prin intermediul Bastor și mai multe poze, videoclipuri, puteți să vedeți la mine pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. O să tot postez materiale legate de acest parfum. Mai departe, am aici o altă cutiuță, un alt colet care a ajuns la mine. De data aceasta este de la Libres sau Libris, cred că Libres se pronunță totuși. Cam așa arată interiorul. Am mai desfăcut-o, după cum v-am zis, pentru că am filmat weekendul acesta, când mi-am găsit puțin timp liber. După ce dăm hârtiuța la o parte, avem aici flyerul campaniei. După care avem și un cod de reducere, pe care bineînțeles că vi-l las și vouă. Puteți opri voi ecranul să vă uitați la codul de reducere, pe care îl puteți folosi pe EMAG. Și cam așa arată cutia și miroase tare, tare bine, pentru că aveți niște lumânări parfumate aici. Dar imediat să vă vorbesc despre produse. Am primit aici tare, tare multe pachete de absorbante, cred că sunt vreo 5. 3 din astea de zi și încă vreo 2 de noapte și sunt tare, tare încântată de ele, mai ales că sunt roz și mov. Și tot pe aceeași temă, aceeași paletă cromatică, sunt și lumânărele acestea, care sunt făcute de Twinkle. Twinkle este un brand românesc. Am mai auzit de acest brand, dar vreau să vă zic, aceste lumânări, pe lângă faptul că uitați ce borcanele drăguțe personalizate aici, avem așa, îndrăznește orice mișcare. Este din 100% ceară vegetală. Și aceasta miroase a căpșuni. Am căutat eu pe aici un ingredient, un ceva, dar nu am găsit biodegradabil, vegan, produs în România. Mi se pare că aceasta miroase a curat, așa, nu știu, a un balsam de rufe, a ceva ce punem pe haine oricum, în mod normal, e mov, e tare drăguță și aceasta. Și bineînțeles că le mulțumesc celor de la Bastor și pentru acest colețel minunat. După cum am spus, mai multe poze și mai multe detalii, videoclipuri, găsiți la mine pe Instagram, pe TikTok, să vedeți cum le încadrez și acolo într-un context cât mai creativ, zic eu. Și cam asta am avut acum să vă arăt. O să vă las acum, că deja am vorbit vreo 9 minute. Nu vreau să țin vlogul acesta foarte, foarte lung. O să vedem ce mai filmăm și astăzi. Programul meu pentru astăzi, v-am zis că am venit de la școală, mai am niște treabă, după care pe la 6 am un curs online, un curs de la masterat, bineînțeles că o să particip. Am foarte mult de citit și de vizionat vreo 2 filme, încă n-am apucat să fac acest lucru, dar sper și încerc din răsputeri să țin pasul cu toate. De asemenea, știu că mai am pentru mâine de făcut o temă, dar nu-i nimic, că o să o facem împreună. Vă filmez ce mai este interesant în acest daily vlog. Bună dimineața, direct din mașină. Abia acum apuc și eu să vorbesc cu voi. Este deja următoarea zi, ziua de marți, și în dimineața aceasta m-am oprit repede să fac plinul la mașină. Și bineînțeles că sunt în drum spre muncă, de asta mă și uit acolo în față. Astăzi va fi o zi de muncă destul de lunguță, aș putea spune. Sper că m-auziți, pentru că am căldura dată la maxim. Aseară mi-am pus părul pe bigudiuri și mi-a ieșit o coafură tare drăguță. Îmi place mult ceea ce a ieșit. Deși, recunosc, nu a fost deloc comod să dorm cu bigudiurile acelea și o să încerc să mai repet faza, dar să-mi spăl părul undeva mai pe la mijlocul zilei, astfel încât să pot să las bigudiurile să acționeze până să mă culc. Dar oricum a meritat, ce să mai, îmi place tare mult cum se așează așa aranjat pe bigudiuri cu această nouă tunsoare. Și da, voiam să vă salut un pic pe ziua de astăzi, să vă spun că voi avea o zi destul de încărcată, voi termina programul la școală pe la ora 2, după care mai am niște treabă și mă întorc înapoi acasă la ora 4, pentru că de la 4 am curs. Da, o să vă mai filmez puțin mai încolo. Am vrut să vă urez și vouă o zi plăcută.
Bună seara, ne vedem câteva ore mai târziu din baie, după ce am avut o zi foarte lungă, am terminat cursurile și acum în sfârșit e timpul să mă bag în duș, dar înainte de asta vreau să mă demachez și totodată vreau să vă arăt și vouă rutina mea de skincare. Nu mai țin minte exact dacă v-am arătat pașii pe care îi urmez în momentul de față, dar m-am gândit că ar fi chiar un moment bun în care să vă arăt rutina de skincare, pentru că am și eu mai mult timp și vreau să vă arăt așa toți pașii. Sunt cu siguranță și câteva noutăți. Așadar, haideți să începem. Prima dată, stați să-mi aduc produsele. Așa, o să încep să mă demachez. Folosesc apă micelară, este aceea roz de la Garnier. După care mă spăl pe față cu gelul de curățare, acesta de la CeraVe, și noutatea aici este că am început să folosesc acest burețel coniac, un burețel care e așa mic și foarte, foarte rigid, dar în momentul în care îl bag sub jetul de apă, se umflă și se face mai moale. Ajută un pic și pentru exfolierea tenului și mă ajută foarte bine să îmi demachez tenul. După care, pasul următor pe care îl voi face este să îmi aplic această apă de la Yves Rocher, pe aceasta cu siguranță o știți. Eu o aplic pe toată fața, după care o să aleg un ser, fie serul acesta din care mai am puțin de la Avon, fie acesta cu acid salicilic. Și ca ultim pas voi folosi această cremă pentru ochi. De obicei nu mai pun și o cremă hidratantă dacă deja am pus ser. Life is a nuisance, tied up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm big and smart.